Dacă exista acest sistem viclaz la momentul respectiv, poate Stan Eugen nu s-ar fi întâmplat, nu ar fi fost atât de multe fapte comise în sarcina lui, s-au reținut 18 agresiuni sexuale. Poate se oprea la 7, la 10 și reușeam să-l dibuim, să-l identificăm. În aplicație vor fi trecute toate datele pe care polițiștii le adună într-o anchetă penală. Acestea vor putea fi comparate cu informațiile din alte mii de cazuri. La umorul le mai spune semnătura criminalului. Ucigașul japonezei a mușcat de gât victimele. Acest lucru va fi introdus în aplicație și ne va da un semnal în momentul în care o altă faptă de omor sau agresiune sexuală va fi cu acest mod de operare. Anchetatorii speră ca tehnica modernă să îi ajute în cele peste 200 de dosare de mare violență în care nu au reușit să dea de urma făptașilor. Sistemul permite și schimbul de informații cu alte țări în care este folosit. Vor fi și incendierile atunci când se comit în mod repetat. Vor fi și faptele, oarecum să le zicem, mărunte, genul de ademenirile minorilor, a copiilor de către diverse persoane necunoscute. Adică chiar și o sesizare care nu este, nu îmbracă forma penală, dar este o sesizare a unui cetățean, cum că într-un autobuz sau într-un parc, cineva mângâie, pipăie, atinge. 180 de polițiști și procurori vor fi instruiți de specialiști canadieni ca să lucreze cu noul program. Poliția română încă nu poate găsi o persoană dispărută prin localizarea telefonului mobil. Legislația nu permite interceptarea dispozitivelor decât în cazul în care există indicii că ar putea fi vorba despre infracțiuni. Copii dispăruți care au fost identificați după aproape 19 ani. S-a întâmplat chiar anul acesta. Un dispărut din județul Călăraș, cu probleme psihice, din păcate, a fost internat într-un centru spital și a fost identificat pe baza unor informații după aproape 19 ani. Și aici aș mai vrea să precizez ceva. Niciun caz nu este abandonat. Dacă avem informații, indiferent de cât de vechi este, cazul va fi reluat și investigat.